Mii de pasageri care urmau să plece aseară de la Berlin au rămas la sol și alții care sperau să ajungă în capitala Germaniei s-au trezit în alte orașe. Asta după ce activiștii de mediu au blocat activitatea aeroportului internațional. Câțiva tineri au tăiat gardul de securitate, au intrat pe pistă, unde s-au plimbat cu bicicletele și unii s-au lipit chiar cu mâinile de asfalt. Blocajul a durat o oră și jumătate, timp în care zeci de curse au fost anulate sau deviate. Prin acest protest, activiștii au dorit să încurajeze oamenii să nu mai circule cu avionul. În același timp, cer guvernului să nu mai subvenționeze acest mijloc de transport și să ofere în schimb variante accesibile pentru călătoriile cu trenul.